Bun găsit la Closing Bell, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Euro -USD se tranzacționează lateral din această dimineață, însă este o poziționare temporară. Probabil că este nevoie de puțin timp pentru ca traderii din Statele Unite să preia acum cu beneficiul unei nopți de odihnă frâiele dolarului american. Dacă ne uităm la datele furnizate astăzi, din Germania am avut o modestă dezamăgire, deci o variație de fapt destul de restrânsă față de așteptări, cu un IFO la 108.7 față de 109.2, dar cu un surplus pe balanța comercială din Italia, în timp ce în Statele Unite cere de ajutare de șomaj bune la 271.000. Asta înseamnă că au scăzut cu 11.000 față de săptămâna anterioară și sunt într-o regiune care uh, favorizează o piață a muncii tot mai robustă. Pe de altă parte, Philly Fed, indicator în zona industrială, minus 5,9 puncte, se aștepta un plus 2,1. Uh, Ideea principală este că dolarul puternic afectează industria și cred că lucrul acesta se va simți și în perioada următoare. Contul curent pe deficit, dar toată lumea s-a obișnuit ca în Statele Unite să ai deficit de cont curent, valoarea este cu totul și cu totul impresionantă. Dacă n-ar fi vorba de Statele Unite, am tresărit. Însă, pentru Statele Unite, la dimensiunea economiei lor, nu pare atât de impresionant cel 124 de miliarde față de 123 deficit estimat. La 5 mai avem indicatorul anticipativ al Conference Board. Se așteaptă o încetinire la 0,2% pe plusul lunar. Riscurile cred că ar putea să fie mai degrabă de a vedea o cifră slabă. Dar, până una alta, Diferență ușoară față de așteptări în sens negativ în Europa, diferență uh, importantă dar pentru un indicator uh, regional, local și care oricum se referă la un sector de producție care nu mai domină de uh, multe decenii în economia americană, așa că uh, în linii mari am putea spune că EURUSD este relativ echilibrat. Dacă ne gândim că întotdeauna se tranzacționează o monedă contra unei alte monede, uh, trebuie să vedem un diferențial între raportări. Dacă ambele uh, oferă surprize neplăcute, nu ai practic motiv uh, de a uh, uh, genera o tendință direcțională clară. Până în alta avem o uh, între deci 10830 și limita recentă 10877 ușor de reținut, are de-a face cu uh, uh, cifrele, mie mi-au mi omitit de cifrele războiului de independență, uh, nu sunt însă nici pe departe la fel de relevante ca simbolism, că această dinamică este una de final de săptămână. Uh, mâine cred că uh, vom vedea uh, multe dintre ajustări fiind făcute. Uh, dar astăzi cred că este încă loc de uh, fluctuații și m-aș uh, gândi că în orele următoare, fie astăzi, fie ceva mai târziu, în sesiunea de mâine, uh, natural ar fi să alunecăm sub 10830, să mergem către 10806, uh, dar posibil chiar și mai jos. Uh, în cele din urmă, piețele ar putea înțelege ce a vrut de fapt Fedul să facă. A vrut să ridice dobânda, să anunțe majorări în viitor, dar să nu zdruncine prea mult cotațiile în primul episod al acestor majorări. Dacă piața s-a comportat destul de bine, asta nu înseamnă că dolarul trebuie să rămână slab. Sesiunea asta e în continuare în desfășurare. Eu cred că vom închide pe aici sau mai jos, însă dacă se apare o reîntoarcere peste 1.08.77, vorbim de un hammer și de potențial de rebound pe termen scurt. Mai avem pe uh, Jeffrey Lacker. Uh, de fapt, nu, îmi cer scuze, mă uitam la calendarul zile de mâine. Nu, nu mai avem uh, astăzi, ce puțin, uh, nu pe programul pe care mă uit eu. Uh, nu mai avem declarații oficiale. Bun. Ca idee de bază, o astfel de închidere sau una mai slabă, uh, mai ales dacă ajungem sub 1.08.06 uh, la finalul sesiunii de astăzi sau al celei de mâine, ar putea preanunța scăderi în una, două sesiuni spre 1.07.20. Să vedem cum se derulează înfruntările în sesiunea de azi. GBP usd destul de, de jucăuș astăzi, în primă fază am văzut un rebound important odată cu datele de retail și vânzările de retail plus 1,7% față de 0,6 așteptată, au dus la o mișcare peste 1,50. Și avem o părere destul de optimistă atunci despre piață. Ce s-a întâmplat după aceea a fost însă o continuare, o alunecare sub 49,30 și piața se joacă pe aici. Sunt date din Statele Unite suficient de bune pentru a justifica această. Uh, uh, Direcție în piață? Mă gândesc că, în fapt, nu e vorba doar de dolarul american. E vorba de lira stelină, dar ce poate să fie în Marea Britanie? Ce poate să fie altceva decât datele macro, un factor important de scădere? Având în vedere tema principală de preocupare a petrolului în viitor, Mă gândesc că acum, pe final de, de an, unii trader nu vor să intre cu poziții long sau dacă le aveau să le diminueze, ori chiar să adopte la începutul anului poziții de tip short pentru că la anul este posibil să avem acel referendum. Iar tendința în ultima perioadă a fost o tendință de a probabilității de separare. Pe lângă acest element, cred însă că dolarul are la rândul său de câștigat pe măsură ce piețele procesează mesajul Fed și îl văd mai realist, nu atât de blând cum l-a văzut prima oară. Suportul este 14901. Și nu e important doar pe termen scurt, este relevant și pentru un grafic daily, fiindcă o închidere în afara canalului de trend, în sens inferior, astăzi, deci sub 1.49, ar putea să ne conducă mult mai jos. Deci 48.12 ar fi relativ apropiat. Intraday vorbim de un 48.70 dacă spargem 1.49, rezistența este 49.30, 49.70 1.50. Nu cred că lira merită neapărat să suferă atât de uh, puternic, însă deocamdată tendința astfel pare conturată. Dolar în range 122-23-122-65. Vom vedea care este rezultatul ședinței de politică monetară din Japonia, pe baza informațiilor actuale, cred că yenul are destul energie pentru a se deprecia. Deci, dolar yen ar putea să mai crească. În mare parte, se consideră că Bank of Japan va sta liniștită și nu va va modifica politica monetară, eu uh, cred că există o anumită posibilitate să avem uh, o surpriză chiar și acum. Dacă vrei un efect uh, puternic, poți să acționezi uh, chiar la o zi distanță după FED. Nu e ca și cum uh, este de ajuns uh, faptul că Fedul a majorat dobânda ca să aducă dolari în acolo unde ți-ai ți, uh, ți dorit. Având în vedere aceste elemente, cred că există pe termen scurt o posibilitate de evoluție laterală, dar până în această noapte o șansă de a sparge 122.65. Dacă nu avem nicio acțiune din partea Bank of Japan, însă e foarte posibil să revenim sub 122.23, deci sub minimul recent, zona de suport destul de bine definită, undeva spre 122 sau 121.70 în prima fază. Eu mă aștept de ceva mai mult, fiindcă nu cred că sunt singurul care ia în calcul uh, vreun semnal. Dacă nu majorăm programul QA acum, măcar să existe indicii pentru viitor. Deci, de obicei Bank of Japan nu uh, utilizează atât de mult această tehnică de a telegrafia uh, pașii pe care îi va face. Uh, din punctul meu de vedere, probabilitatea este ușor ascendentă, dar uh, uh, riscul uh, Cred că există o posibilitate ca Bank of Japan să acționeze, dar riscul este notabil de întărirea ienului dacă nu vom vedea nimic în această seară, dar posibil de la valori ceva mai ridicate. Dacă Bank of Japan acționează, cred că 123.62 ar fi atins în prima etapă, ulterior piața ar putea merge spre 124 sau 124.24. O să trecem la petrolul WTI, se comportă ca o piață liniștită, fără vești majore. Nu am coborât pe 34-64. Credeam că piața va ajunge aici, de aici va exista un rebound, a existat un rebound ceva mai devreme, dar, tocmai din acest motiv, nu-i acord prea multă credibilitate. Dacă alunecăm spre 35-10, reintră în discuție 34-64 ca suport mai jos logica s-ar schimba uh, cel puțin spre un 33 40, dar până în alta tendința pare a fi uh, doar pe termen foarte scurt descendentă, în cele din urmă piața ar putea reveni spre un 35 81, 36 09 sau chiar 36 38. Pentru cei care sunt interesați de direcția pe termen mai lung, uh, aș vedea orice închidere peste 36-70, ca uh, sugerând forță pe termen scurt. După care vom vedea dacă aici se pune uh, baza unui minim sau e doar o pauză, însă tind să dau o anumită șansă cumpărătorilor pe petrol. Aurul, pe de altă parte, nu se simte nici pe departe la fel de solid. A existat o lungă perioadă de așteptare, cum 1068, nu au putut fi spart, piețele vreau să se miște, s-a ajuns sub 1060. De altfel și dolarul este mai puternic și aurul ar fi trebuit poate să sufere deprecieri mai accentuate după Fed. O face acum cu anumit decalaj, cum spuneam și pe noul nostru site, Tradebit sau știrile, unele dintre ștircele accesibile pentru cele setate pentru nivelul open de acces, clienții reali au acces la nivelul market, unele dintre știri sunt preluate direct pe noul nostru XTB. Mă, mă, gândeam în momentul acela cum să rezum cel mai bine ce s-a întâmplat în ultima perioadă și cred că ideea este că se poate conta pe, pe piață să facă cel ce este mai bine după ce au epuizat celelalte variante. E o parafrazare a unei uh, expresii celebre, dar uh, cred foarte bine venit în acest context. Uh, cu întârziere, după ce au încercat să vadă dacă nu cumva se poate să crească, aurul uh, scade, ceea ce ar fi fost normal. Dolarul uh, a scăzut la rândul său, încă destul de puțin și probabil că va mai avea ceva trepidații, dar direcția ar putea să fie, însă, cea din urmă descendentă, pentru o vreme, 1054, suport mai jos 1050 și ulterior 1044. Ca idee pe termen de câțiva ani de zile, cred că și posibil chiar începând de anul viitor să avem un minim și apoi o revenire de lungă durată. Dobânzile reale rămân negative și cred că vor fi negative o perioadă destul de lungă. Iar piețele trebuie să înțeleagă acest aspect. Bun. Haideți să vedem piața de capital germană. Ca de obicei, opusul definiției plictiselii, fiindcă chiar și cu variații restrânse, totuși piața a tot crescut. De la Daily Briefing am mai câștigat câteva zeci de puncte la un moment dat, chiar destul de, de multe zeci de puncte, și ne-am insinuat aici în jurul lui 10.800, generând probabil o evoluție laterală. E tentat să ne gândim la o sinusoidă aici, dar nu cred că tot așa se va petrece dinamica să fie un triunghi, să fie un fel de flag, e nevoie de încă puțin timp. Aș estima însă că această piață încă nu s-a plictisit de creșteri și că are nevoie de un pic de timp și de o pauză, dar că își dorește să meargă mai sus, spre 860 sau 10.900. Discutam la daily briefing că dacă va fi o corecție, trebuie să fie foarte restrânsă, altfel se transformă într-o presiune de vânzare puternică. Și iată că nu am avut corecții aproape deloc, tocmai din acest motiv. Suportul ar fi, trebuie să trecem chiar pe un M30, la o 781 îl văd eu, apoi 750 și 718. Cred că piața e destul de bine poziționată pentru o dinamică laterală încă și deja vorbim de închideri de poziții, mai puțin flux de, de tranzacționare proprietar nou sau, sau, mai poți avea uneori execuții în piețele valutare dinspre, dinspre clienți povestea și Florin ieri, pe piețele de capital există uneori o influență a celor care retrag din, din fonduri pentru a obține lichidități înainte de sărbători, dar cred că aceste efecte vor fi fie marginale, fie mai degrabă vizibile săptămâna viitoare. Deci până în alta, dinamică laterală și cu un potențial ascendent s-ar putea întrezări. Dacă închidem peste 10.900, atunci cred că piața dovedește o forță neobișnuită sau lucru ce este în oglindă cu ceea ce am spus, văzătorii dovedesc o slăbiciune neobișnuită și dacă închidem peste 10.900 s-ar putea ca mâine să avem chiar un 11.000 atins. Însă, pentru sesiunea de astăzi am parcurs, cred, o distanță destul de bună, poate un pic de pauză e necesară după un, un modest episod de apreciere. Pentru US30, 727 a pus capac deocamdată creșterilor, suportul este a 680, cred că va putea fi testat astăzi, tendința rămâne însă preponderentă ascendentă. O corecție rezonabilă ar fi o corecție de ordinul 90 de puncte și bănuiesc că vom avea ocazia să vedem ceva de tipul acesta în sesiunea de azi. Și pe M15 se profilează parcă un fel de shooting star aici, deci o presiune descendentă pe termen scurt. O corecție este de așteptat fie de aici, fie dacă nu reușim de aici undeva mai sus și o să spun imediat care este nivelul. Vorbim despre un 785. Deci cred că dacă mergem de 727, trecem de acest nivel aproape 60 de puncte mai sus, găsim o rezistență încă și mai dificil de depășit. Și de acolo o corecție ar avea sens. De data ce trecem pe un grafic daily, sau mai degrabă las puțin ca să... Uh, ne imaginăm aici ultima, deci la ce ne uităm? Ne uităm la ultima secvență de scădere și la revenirea ulterioară uh, și uh, apoi trecem pe un grafic weekly. Deseori uh, uh, pe nu rămân uh, incomplet desenate. Uh, am putea uh, vedea deci până la finele săptămânii e atins 17.900 e bănuia la mea. Chiar dacă între timp putem mai avea episoade de descădere, pentru a nu mai ajunge la 17.900 trebuie să coborâm sub 17.500 în seara aceasta sau mâine în sesiunea europeană. Altfel, cred că, în mod natural, vom merge și aceasta este varianta cea mai probabilă, să mergem către 17.900 sau poate chiar mai sus. USD CAD, în aceste minute, ne-a oferit satisfacția de a respecta ideea discutată de dimineață. Am spart 38, 30, 40 și lucrurile merg în sens ascendent. De ce ne putem lega pentru a vedea până unde s-ar putea ajunge? De un zoom out cât permite graficul, dar nu pe daily, ci pe, uh, pe weekly. Și aici constatăm că până spre un 1.40, uh, foarte multe repere anterioare nu prea mai găsim. Sigur, există mereu când cauți lumânarea, posibilitatea de a detecta un nivel de, un nivel de rezistență, dar deocamdată cred că piața se poate uh, urm, se poate îndrepta în continuare uh, către uh, acel 1.40. Trebuie să redesenăm un puțin canalul de trend și o voi face astfel. Uh, acest canal de tren este a doua variantă pe care o avem, dar ea permite, în versiunea largă, permite suficient loc pentru ajustare ascendentă. Deci doar dacă am crește foarte rapid, am găsit un nivel intermediar undeva la 39.70. Ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă că este obligatoriu ca piața să meargă mai sus. Bănuiesc că undeva pe la un 39.05-39.10 va exista o pauză, dar că nu avem piedici majore ca în timp, după anumite fluctuații, piața să ajungă, poate una, două sesiuni, la 1.40. 1.40 este în momentul de față o rezistență decentă spre foarte importantă. Cred că trebuie să ne uităm pe petrolul WTI, când vor apărea semne de întoarcere și USDCAD va fi aproape de 1,40, atunci șansele de reversare vor fi foarte bune pentru dolar versus dolarul canadian. Um, mergem la AUDUSD, discutam cred de 71,45, iată că este atins, piața ar putea să meargă mai jos și teoretic ar trebui să atingă chiar 0,71. Uh, nu e obligatoriu în această seară, dar mi se pare posibil. 71.45 e destul de vulnerabil, deocamdată dolarul american se întărește. 71.60, prima rezistență, apoi 71.90 și ulterior 0.72.10. Ne uităm acum la NZDUSD, se ține mai bine, e justificat, datele din economia reală au arătat o creștere de 0,9% trimestrială. Chiar dacă cifrele anterioare au fost revizuite în scădere, de la 0,4 la 0,3 e o publicare bună, dar totuși USD-ul este irezistibil, 0,67, pe care ne-a fi spart. Suportul următor 66, 78. Mai avem intermediar pe aici niște minime locale, doar pentru ce care tranzacționează intraday sunt utile, un 66, 95, dar probabil că bătălia va fi în regiunea 66, 67. Sub acesta, suport la 66, 43. Rezistența acum 67, 62 și 67, 80. Um, văd o întrebare, era un double top acolo la weekly. Grafic weekly trebuie să fi fost uh, piața de capital germană. Uh, Haideți să ne uităm acum, să lămurim acest aspect înainte de a încheia cu uh, Euroron. Uh, sau nu, uh, ce scuze, nu era vorba de D30, care nu arată și pe departe uh, așa cum uh, ar fi trebuit. Pe, pe un grafic weekly e un fel de, dacă n-ar fi atât de mare, i-am zice harami, dar e o chestiune bullish, vorbeam de US30. Uh, nu cred că vorbim, dacă ne uităm la la aceste ultime săptămâni nu putem vorbi de un double top, cel puțin pe weekly. Dacă trecem pe daily, uh, un fel de head and shoulder s-a platizat, poate. Dar nu, nu cred că e cazul să gândim în astfel de tipare. Uh, M-aș uita pur și simplu dacă rezistă 17.900 sau nu și aș vedea totul ca un fel de consolidare Uh, și nu neapărat ca un double top, uh, triple top uh, sau altceva de genul acesta. Fiindcă când a spune double top sau triple top, m-aș gândi de fapt că piața trebuie neapărat să se întoarcă de acolo. Și uh, cine știe, poate că uh, partida acesta nu s-a jucat încă, poate că putem depăși 17.900. Uh, deci nu aș merge pe această idee uh, de, uh, de double top deocamdată. Uh, piața încă are de uh, de hotărât. Ca idee, nu cred că va fi simplu să treacă de 17.900 și mai degrabă se va întoarce, dar uh, mai, avem, uh, mai avem ceva timp până, până în acel moment. Euroron, uh, spre surprinderea mea, nu uh, a reușit să revină sub uh, 4.50 în mod hotărât dar aminte sub 449-12 și se îndreaptă acum spre 451-16. Uh, nu știu cât de mult sunt factori locale aici, uh, dar uh, această dinamică nu ne încurajează foarte mult pentru uh, a vedea leul întărindu-se anul viitor. Așa cum se consideră, e aproape un consens, că leul Euroron ar trebui să scadă. Performanța economiei reale nu este uh, suficientă, nu e de ajuns să crească economia, e important să ai și uh, uh, un uh, cont curent uh, care să reflecte uh, o abilitate de a exporta. Altfel, uh, dacă crești și consumi tot mai mult, uh, consumi uh, pe bază de importuri, iar uh, moneda se depreciază fiindcă în teorie ce puțin, se merge spre echilibru. Iar o monedă mai slabă scumpește importurile, deci ideea ar fi că un leu cu cât mai depreciat, cu atât mai mult ar pune frână excesului de cerere pentru produse din afara granițelor. În orice caz, atunci când vorbim despre leu și de riscul de depreciere, nu ne gândim doar la contul curent și la mecanisme clasice, ne gândim la un întreg scenariu vis-a-vis -vis de mediul extern. Până în alta, 4,51,16 este rezistență și leul devine puțin mai dificil de previzionat pe termen scurt. Avem linia aceasta care se poate prelungi, o linie de trend ce nu a fost încă depășită, deci putem presupune că înainte de 4.51.20 ar putea exista un minim ricoșeu ricoș, descendent. Dar Euroron nu ar avea motive să se agite prea mult astăzi. Mâine și săptămâna viitoare cred că da. Cred că vom putea vedea variații de câteva sute de de pip și la nivel de săptămână. Logica ar fi ca măcar acum să se simtă un, un leu puțin mai puternic, măcar nu acum semn, în minutele acestea, ci acum în această perioadă până de Crăciun rămâne de văzut. 450 suport, 449 4,47,50, rezistență 452-12 și 453. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți și interesați de acest webinar. Rămâne să ne auzim mâine. Vom comunica și programul de, de sărbători în curând. În principiu, săptămâna viitoare vom fi aici în primele trei zile ale săptămânii. Mai multe detalii veți, veți primi pe mail. O seară plăcută în continuare și bineînțeles am prezentat doar opiniile noastre vis-a-vis -vis de piață. Cu bine, la revedere!